Închetătorii vin cu noi date despre cazul actorului Matthew Perry. Acesta a fost găsit fără suflare de asistentul său în propriul jacuzzi din Los Angeles. Potrivit autorităților, Perry se lupta cu dependențele, iar în paralel lua un tratament pentru depresie și anxietate. Acesta a fost momentul în care corpul actorului american Matthew Perry a fost scos din locuința sa și dus la autopsie. Până în acest moment, anchetatorii au găsit în organismul acestuia un medicament pentru o boală pulmonară cronică. Matthew Perry fusese însă fumător și se luptase și cu dependența de alcool și opiacee, de care susținea că a scăpat. Actorul american Matthew Perry, cunoscut pentru rolul lui Chandler Bing în serialul Friends, a murit la vârsta de 54 de ani. Acesta a fost găsit fără suflare de către asistentul lui în jacuzzi, la doar câteva ore după ce jucase o partidă de 2 ore de pickleball. La câteva momente după găsirea actorului a fost înregistrat un apel la numărul de urgență în care un bărbat țipa cuvintele în NEC și salvare 23. Ajunși la fața locului, polițiștii au descoperit prescripții medicale pentru anxietate și depresie, iar în ciuda speculațiilor nu au fost găsite alte droguri ilegale. Ultimul mesaj postat de actor pe rețelele de socializare îl arată într-un moment de relaxare în jacuziul din vila sa din Los Angeles.